Este chestiune de noroc să dai peste omul potrivit. Din partea amândurora există o viziune eronată, așa cum spuneam, legată de așteptările pe care le avem în cuplu. Noi intrăm în cuplu cu scopul ca celălalt să ne facă fericiți. Cât de firesc este să te cerți într-un cuplu? Este impetuos necesar. E o condiție esențială să avem un moment în care să abordăm triggerul, ceea ce a declanșat motivul pentru care trebuie să ne certăm. Primul lucru pe care tu trebuie să-l ai în buzunar este răbdarea de a asculta până la capăt, ba mai mult, de a pune întrebări. Ce vrea să spună de multe ori nu are legătură cu ce gândești tu, cu ce ai înțeles tu. Uh-huh. E o mare virtute să poți într-o discuție să spui da, aici ai dreptate. Aici n-am văzut-o așa. Ceea ce tu primești ca un bumerang din relație este ceea ce lansezi în relația respectivă, da? Da. În momentul în care unul s-a relaxat și ia partenerul gratis, for granted, uh-huh, lasă că oricum e în curtea mea, asta nu pleacă nu de aici. Nu mai pleacă după 20 de ani, da, să se ducă. Da. Apare dezinteresul din comportament, care vine la braț la braț cu invalidarea, cu lipsa de atenție, cu lipsa de afecțiune, cu lipsa de empatie. Nevoia cuplului de nou este o nevoie care trebuie satisfăcută. Relația funcțională are așa, relația de prietenie cu tot ceea ce înseamnă ea, empatie, încredere, respect și așa mai departe, are zona asta sexuală și sapiosexuală și are un obiectiv comun. În zona asta de lume, în sud-estul europei, da, există sindromul fefeleagă. E o minge la fileu mai bună decât asta, nu există. Dacă ar exista mai multă informare și dacă ar exista educație, în adevăratul sens al cuvântului... Educație relațională la eu pot? Găsim? Da, aici, da, în emisiunea asta, da. Păcat că poate ar trebui să fie mai multă informație și eu pot mai peste tot, știi? Așa, da. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la singura emisiune de dezvoltare relațională din România. Cuplurile sunt într-adevăr o provocare, mai ales când devin o parte integrantă din tine. Care ești tu și care este partea care îi aparține deja celuilalt? Care este partea care aparține cuplului tău? Este o întrebare foarte interesantă la care ne va răspunde astăzi psiholog Eduard Puiu. Bună ziua și bine ai venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Uite, vreau să vorbim astăzi despre cuplurile cu vechime, pentru că, uite, colegele de la machiaj s-au plâns, au zis, băi, voi la Eu Pot, spuneți numai cum să te cuplezi, cum să-ți găsești persoana potrivită, dar noi, că avem căsnicii de 20, de 30 de ani, cum facem să rămânem pe aceeași lungime de undă cu omul de lângă noi? Să rămânem pe aceeași lungime de undă înseamnă că foarte mulți oameni, foarte multe persoane care au deja un cuplu matur, să spunem așa, reclamă anumite motive din cauza cărora nu se mai înțeleg. Și ar fi curios de știut pentru doamne de la machiaj care sunt problemele astea și care sunt mărul discordiei. Care este mărul discordiei? Putem să punctăm generalități, adică putem să discutăm despre marea masă a cuplurilor pe care le știm, fie din terapie, fie din viața noastră de zi cu zi, că suntem înconjurați de persoane care au rezistat în cuplu. Vedem că mai nou... Dar uite, asta e un termen foarte interesant, să reziști în cuplu. Da. Asta înseamnă luptă, cumva. O să povestim. E într-adevăr luptă, dar a rezista în cuplu, spun chestiunea asta, pentru că statisticile arată o rata divorțului incredibil de mare în ultimii ani. Adică oamenii cu adevărat nu se mai înțeleg și o să povestim, că văd că avem ceva timp la dispoziție, de ce s-a ajuns în punctul ăsta. Dar, într-adevăr, problemele, să zicem așa, pe care le-am constatat, eu vorbesc în special din terapie. Da, mai ales este... că tu faci multă terapie de cuplu la tine în cabinet. Sunt datorate în special unei viziuni puțin eronate. Și sunt indulgent, când spun puțin eronate, a fiecărui participant la cuplu în ceea ce privește traseul ăsta al cuplului prin viață. În general, la început, chiar dacă doamnele își doresc să vorbim despre relația matură, dar și ea are un început. Și așa cum este ea construită, se scrie un cod acolo, cum e scris codul nostru metabolic, așa este și codul cuplului. Pe principiu, cum ți le duce, exact așa l-ai, nu? Exact asta vreau să spun, cum îl crește, așa l-ai. Și dacă lucrurile atunci au fost scrise eronat, ele merg oarecum foarte mulți ani în ideea asta. Din partea amândurora există o viziune eronată, așa cum spuneam,
legate de așteptările pe care le avem în cuplu. Adică noi intrăm în cuplu cu scopul ca celălalt să ne facă fericiți, să pasăm oarecum, e o chestiune care vine din subconștient, pentru că dacă o discuți așa cu un individ care își dorește un cuplu sau cu o parte feminină în special, prințul pe cal alb, dacă ne referim la partea feminină, așteptările sunt foarte decalibrate. Da? Sunt, de ce așteaptă doamnele de așa de departe de realitate? Eu nu sunt în măsură să mă erigez în mesagerul, dar pot să spun, repet, iarăși din terapia din cabinet, că în general au această așteptare ca lucrurile să fie roz, neavând în perspectiva lor etapizarea relației de cuplu, care înseamnă așa, o primă perioadă de cunoaștere, care ține de compatibilitatea primară. Cred că am mai vorbit și la tine în emisiune de faptul că această compatibilitate nu există decât în prima fază. După care, în momentul în care am constituit cuplul respectiv, e un traseu care psihologic are niște etape. Cuplul ăla tânăr, în momentul în care începe să conviețuiască, aduce în spațiul locativ unde își consumă iubirea, o serie întreagă de nevoi. Da? Și acolo fiecare încearcă să-și obțină cât mai rapid nevoile și apare conflictul pentru că nu înțelegem de ce eu trebuie să fac ca el sau ca ea. Dar de fapt nu e vorba despre asta. Asta e cuplu tânăr care, să zicem așa, durează un an, un an jumate, doi ani, poate și mai mult, până când mare parte din nevoile alea măcar sunt înțelese sau măcar sunt acceptate pe baza unui compromis. După care apare primul copil. Și acolo e un prag extrem de important unde foarte multe cupluri au clacat. Pentru că noi doar avem o proiecție a ceea ce înseamnă a fi părinte. În realitate nu poți să-ți dai seama de lucrul ăsta decât în momentul în care ții propriul copil în brațe. Și lucrurile se schimbă și la nivel neuroanatomic, adică avem altfel de circuite care se formează. La femei există și sindromul mommy brain. Exact. Când nu te mai înțelegi, bă, nu știu ce e cu ea, uite, aia e, că depresie, e alt creier acolo. Depresie, postpartum, lăuzie și așa mai departe. E o furtună hormonală din care femeile ies, de multe ori au ieșit cu damage-uri, adică au rămas cu probleme. Deci, apar sarcini noi, apar trasee noi în cuplu respectiv. Ce trebuie să fac eu ca bărbat, de exemplu? Cum trebuie să dau o mână de ajutor? De multe ori am văzut cupluri în care vreau să dau o mână de ajutor și nu știu cum și mai rău fac decât când vreau eu să le fac pe toate sau vreau să ajut femeia. Femeia are acest instinct, are această simțire de mamă și se concentrează strict asupra copilului. Te simți abandonat, nu te mai simți validat și așa mai departe. Deci ăsta e primul prag. Iarăși urmează o perioadă de negociere, care poate dura chiar și ani, sau luni, ani de zile, până se ajunge, așa cum numim noi, pe homeostazie. Adică iară pe o perioadă de plan. De platou, da? De platou. Apoi apare primul an de școală al copilului sau grădiniță. Da? E iarăși o, dacă vrei, o piatră de încercare. Bravo. În sensul în care iarăși se modifică traseele, am alte sarcini, duc copilul, pregătiri, se schimbă dinamica vieții amândurora. E, oamenii nu previzionează traseul ăsta. Și așa mai departe, apare al copil, vin problemele copiilor, examene și așa mai departe. De fiecare dată când apar aceste episoade maximale în viața noastră, sunt niște praguri pe care noi trebuie să le asimilăm, să le negociem și să ajungem pe, așa cum spuneam, pe homeostazie, adică pe perioada de plan, de înțelegere. Marea majoritate a cuplului, din lipsa unor informații relaționale, care nu vin nici din familia de origine, nici din școală, nici din mediul extern, merg cu ochii închiși. Deci, practic, intrăm în relații blind, cu acea mască la ochi și luăm lucrurile așa cum vin. Dar mai intrăm și în relație spunând, așa e la toată lumea, toată lumea se chinuie, sunt ani în care trebuie să te sacrifici, că mai intri și cu ideile astea în relație. Poți să faci lucrul ăsta, dar dacă ar exista mai multă informare și dacă ar exista educație, în adevăratul sens al cuvântului... Educație relațională la eu pot? Găsim? Da, aici, da, în emisiunea asta, da. Păcat că poate ar trebui să fie mai multă informație și un eu pot mai peste tot, știi? Așa, da. Vorbesc și de educația pe care tu o primești în familia de origine. Pentru că foarte mulți
copii sunt etapele astea freudiene, 0, 7, 8, 14. În 0, 7 ani, de exemplu, tu trăiești în familia aia cu mamă și tată, care de multe ori sunt disfuncționali, pentru că nici pe ei n-a avut cine să-i înveți, da? Sau poate un părinte este absent, sau poate ambii, da? Tu nu ai de unde să vezi cum funcționează un cuplu. Și acum fac o paranteză. Știi că primim de foarte multe ori întrebarea, cel puțin noi psihologii, dar întrebarea asta e uzitată foarte des. E normal să asiste copiii la certuri? Da. Da. De unde să învețe exact. Cum te cerți? Exact. Acum, nu spun că trebuie să asiste la violență verbală sau fizică, da? Dar la un schimb de replici care îl învață pe copil că relația este așa, cu bune și cu rele. Și cu încordare, da. Pentru că dacă nu, tu practic îl izolezi într-un ciclop, da? într-o bol de sticlă și el nu știe lucrurile astea. Și când apare relația lui, fie la liceu, fie mai târziu la facultate, o să-i se pară catastrofal că se ceartă sau discută în contradictoriu. Uh-huh. Și asimilează de foarte multe ori încercarea partenerului de a negocia cu ceartă. Pentru că n-a văzut-o, nu știe ce înseamnă asta. Înseamnă o săgeată împotriva lui. Perfect. Și uite, voiam să te întreb mai târziu, dar te întreb acum, că e vorba despre asta. Da. Cât de firesc este să te cerți într-un cuplu? Este impetuos necesar. Nu firesc, impetuos necesar. Mi-a zis cineva, la un moment dat într-o terapie, zice, mi-e dor să mă cer frumos, cum mă certam pe vremuri. A se certa frumos. Aha. De fapt, cearta asta are două valențe, da? Sunt două binarii pe care pleacă relația de cuplu, depinde cum îți alegi. De la început, fie luptă de putere în condițiile în care tu nu vrei să adaptezi nimic din comportamentul tău sau foarte puțin din comportamentul tău în așa fel încât partenerului să fie satisfăcute niște nevoi și atunci se intră în luptă de putere, e pe dreptate, de câte ori o să auziți cuvântul dreptate, cine are dreptate, suntem acolo, pe strada aia, pe autostrada aia, plină de mașini în care se ciocnesc în continuu, sunt damage-uri peste tot și mai e o cale ascunsă, soft, pe care o uzitează foarte puțin. Calea negocierii sau, așa cum spuneai tu, cearta. Dar cearta aia constructivă înseamnă să vin cu tot arsenalul de argumente pe care le am eu și să le pun în joc, să-mi pun centura în joc, acceptând că și celălalt are o desagă de argumente. Să vedem ce facem cu ele, e ca un puzzle. Și poate nu ne iese tabloul ăla complet, dar cu siguranță ne iese mult mai mult decât damage-ul de pe autostrada luptei de putere. Cum ar trebui să arate o ceartă constructivă? Care sunt cuvintele? Care e tonul pe care trebuie să-l folosești acolo? Bună întrebare asta. În primul rând, trebuie stabilită cearta asta. Adică e o condiție esențială să avem un moment în care să abordăm triggerul, ceea ce a declanșat motivul pentru care trebuie să ne certăm. Îi spunem ceartă în sensul frumos, nu în sens peiorativ astăzi, ca să nu-i zicem negociere. Da. Pentru că oamenii chiar vor să audă cuvântul ăsta. Bă, ce fac cu cearta? Hai să-i spunem ceartă, hai să nu-i spunem negociere. O să vorbim și despre scandalul cu strigături. Imediat. Bine, ok. Deci, când vorbim despre ceartă, ea trebuie programată în sensul în care nu pot să las lucrurile nerezolvate. De cele mai multe ori, lucrurile nediscutate în timp se adună și este atât de mare cămara aia încât cad peste, când ai deschis ușile, au căzut toate peste tine. Deci dacă taci și înghiți, nu faci decât să îți provoci frustrări. Ți-asum chestiunea asta. Ți-asum. Deci cearta ar trebui să fie ceva programat. Și în momentul în care ne așezăm acolo, față în față, trebuie să fim conștienți că nu putem rezolva lucrurile decât dacă înțelegem până în cele mai întunecate codloane gândirea, problema, nevoia celuilalt. Nu pot să mă așez la masă pentru că atunci sunt pe cealaltă autostradă, da? A luptei de putere. Și să-mi pregătesc apărare, contraapărare, 7 sisteme de backup, dacă îmi zice aia, vin cu următoarea și așa mai departe. Acolo lupta e pierdută, adică ești deja pe cealaltă stradă. Eu nu vorbesc despre autostrada asta, a damage-urilor. Eu vorbesc despre calea soft, da? Okay. Aici trebuie programat. Și primul lucru pe care tu trebuie să-l ai în buzunar este răbdarea de a asculta până la capăt, ba mai mult, de a pune întrebări. Ca să vezi că, de fapt, ce vrea să spună de multe ori nu are legătură cu ce gândești tu, cu ce ai înțeles tu. Și dacă ai această curiozitate și faci un experiment o lună de zile,
o să vezi că lucrurile se schimbă doar pentru... O să rămâi așa gura căscată și zici, wow, dacă ascultam până la capăt sau dacă mai puneam două întrebări, nu se mai ajunge, în jumătate din cazuri nu se mai ajunge acolo. Bun. Cearta e constructivă. Da. În momentul în care se negociază și se ajunge la un compromis, la o, dacă îi spun compromis, dar cu conotații pozitive, cumva la o concluzie pe care să o înțeleg și eu și poți tu. Poți să fac o paranteză? Sigur. Nu-ți uita ideea. Nu. E lesne de înțeles că nu vor putea ieși rezultate care să ne mulțumească pe amândoi, că de-aia suntem acolo, se numește ceartă. Da? Foarte rar, în momentul în care negociem, spunem, a, da, sunt de acord cu soluția asta și eu batem palma, uite că am rezolvat. De multe ori, cineva trebuie să cedeze. Și poate e dureros să cedeze de acolo. Dar dacă cuplul ăla are o înțelegere, are un fundament și are sentimente, simte, este empatic, data viitoare, cel care a beneficiat de un avantaj în negociere, va lăsa de la el și va spune, bă, e uman și e normal să funcționeze un sistem nevăzut al echilibrului pe principiul nobles oblige. Adică noblețea mă obligă ca data viitoare să mai las de la mine. Sau iubirea mă obligă. Și în primul rând iubirea, că ăla e fundamentul. Și acum scuze-mă, continuți ideea. Bun, deci spuneam că e constructivă cearta în momentul în care ne așezăm, suntem calmi. Eu îți spun, uite, te rog, fii atent la aia, la aia, chiar dacă ne încordăm pe parcurs. E, dar dacă eu vin și țip, băi, ți-am spus de 100 de ori să nu știu ce, de acolo începe scandalul. Poate te prind într-un moment în care nici tu nu ești dispus să mă auzi pe mine țipând. Bun. Ai sărit o secvență. Care? În momentul în care apare furia, tu vorbești despre o emoție negativă clară. Sunt 5 emoții pe care le întâlnim în cotidian, dintre care furia e una extrem de vizibilă la noi toți. Mai e tristețea, mai e frustrarea, mai e frica, ok? Deci, furia apare în momentul în care e o emoție, e o descărcare, dacă vrei, de adrenalină, de cortizol, de tot ceea ce dă drumul organismul ca să se apere. Împotriva cui? Împotriva unor cogniții, adică unor sisteme de gânduri care sunt așa, fie extrem de violente la adresa mea, fie extrem de lipsite de logică, da? Care mă nedreptățesc într-o manieră cruntă, adică nu pot să vin să spun niște chestiuni despre care eu știu 100% că sunt neadevărate. Dă-mi un exemplu concret. Păi, frânturile de logică în general, și dacă vrei eu am observat asta, nu vreau să fiu subiectiv, dar se întâmplă tuturor, sunt în momentul în care simți că nu ai argumente, iar sări în discuția respectivă pe lupta de putere, că nu ai argumente suficient de solide și ai un orgoliu exacerbat și nu vrei să recunoști și să spui, e o mare virtute să poți într-o discuție să spui, da, aici ai dreptate. Aici n-am văzut-o așa. Asta nu înseamnă, tu poți să pierzi în războiul ăsta, în cearta asta, tu poți să pierzi o bătălie spunând treaba asta. Dar asta nu înseamnă că ai pierdut tot războiul, așa cum îl vezi tu, da? Dacă pe alocuri tu vii și spui, da, discutând îmi dau seama că poate aici n-am văzut lucrurile concret, da? Sau cum corect, e, de multe ori persoanele, da? Asta este o predilecție feminină, știi că nu sunt misogin. Da. Nu sunt deloc misogin, am public majoritar feminin, da? Da? Dar am constatat chestiunea asta. În momentul în care pierd teren în discuția respectivă, aduc alte argumente doar ca să rămân pe cal. Plânsul și țipatul? Bă, nu neapărat plânsul, cât niște săgeți, niște lucruri care n-au legătură neapărat cu subiectul, sunt adiacente în cel mai fericit caz sau sunt de foarte departe. Adică pe principiu, da, da, știi că tu acum un an n-are nicio legătură cu subiectul, știi? Da. Și atunci, arhiva. Bărbatul care e, uite, acum dau, e obtuz, el are două culori, alb sau negru, el nu vede nuanțele, da? Când el rămâne aici și se joacă ca la păcănele, alb sau negru, în discuția cu tine, și tu îi aduci un ciclam de acum un an de zile, a bubuit aparatul. Înțelegi? Despre asta e vorba. Bun. Deci, ce trebuie să facă femeia, da? Dacă ea țipă cu predilecție și zice, băi, ți-am spus de 100 de ori să nu mai intri încălțat, sau eu știu, orice altceva. Astea, pe soft, ce păi eu știu, așa. Dar nici nu pot să arunc cu pahar.
pe ce ton sau ce ar trebui ea să facă în momentul în care a suta oară el intră încălțat? Sau nu știu, ăsta e chiar un exemplu pueril, dar știi la ce mă refer. Știu, dar sunt exemple de neevitat, adică nu, sunt momente de genul ăsta de neevitat. Avem furii de moment. Dacă tu ai o problemă cu curățenie, acum vorbim de sarcinile casnice, da? Și omul a intrat, a uitat, da? Și ai o descărcare de genul ăsta. Stă nu în capă de țară, nu cred că de aici se pot naște niște conflicte, decât dacă fundamental, da? În spatele acestui intrat încălțat e altceva. E o cămară plină, da? De frustrări. Este o lene generală din partea bărbatului care nu face absolut nimic. Mi-e greu să cred că un bărbat care e participativ în sarcinile casă și dă de foarte multe ori apă la moară cu tot ceea ce vrei să faci și a intrat și el odată încălțat, țipi. Ok, poți să ai o reacție de genul ăsta, că tocmai ai terminat curățenia și ai o reacție de genul ăsta. Dar nu va exista, nu există, cum să spun eu, mormanul ăla de lemne pe care tu să arunci benzină, înțelegi, și scânteie. Nu există acolo. Deci, în general, când de la episoade mici apare explozii de genul ăsta, e în spate un background plin, plin. Și când ar trebui oamenii să se așeze la masă și să zică, băi, uite, în ultima lună noi am țipat de la intratul încălțat într-una, deci 30 de zile la rând noi am tot urlat unii la alții. Hai să vedem ce e în spate. Fac oamenii treaba asta? Au suficientă conștiență? Întrebarea bună, pentru că ne putem reapropia de doamnele de la machiaj. Da. Adică putem într-adevăr să nu fugim de ce au întrebat domnile lor și să discutăm despre chintesența relației de cuplu sau a funcționalității ei. Pe termen lung. Pe termen foarte lung, pe toată viața. Dacă tu ai intrat într-un cuplu, nu cu, nu știu cum se cheamă, bandană sau cum se cheamă aia pe care o pui legat la ochi. Legat la ochi, da? Ești conștient și îți dorești să scoți din relația aia, că până la urmă ceea ce tu primești ca un bumerang din relație este ceea ce lansezi în relația respectivă, da? Da. Dacă tu ești toxic sau dacă tu ai foarte multe lacune de comportament și ți-e indiferent ce se întâmplă, mergi așa cu ochii închiși în relație, nu te aștepta să primești decât ce vine din bumerangul ăla, da? E, în momentul în care doi oameni au o cultură a relației și își doresc, se feresc de toxicitate, vor să scoată maxim de acolo, ei trebuie să fie conștienți că trebuie să rămână pe axul ăla față în față. Nu în virtutea timpului care trece să se relaxeze, da? Și să nu mai rămână conectați la nevoile celuilalt, la principiile generale ale cuplului. Și anume, în primul rând, comunicare. Pentru că orice fel de argument discutăm din relația de cuplu, liantul este comunicare. Avem probleme pe zona intimă, o rezolvăm prin comunicare. Avem probleme pe zona empatiei, încrederii și așa mai departe, o rezolvăm prin comunicare. Deci comunicarea e liantul, da? E, toate aceste chestiuni, dacă sunt conștientizate și vrem să păstrăm o relație vie în care să oferim și să primim în egală măsură, ambii trebuie să fie conștienți de asta, demersurile se fac în niște proporții egale. În momentul în care unul s-a relaxat și ia partenerul gratis, for granted, a, lasă că oricum e în curtea mea, asta nu pleacă de aici. Nu mai pleacă după 20 de ani, da, să se ducă. Da, apare dezinteresul din comportament, care vine la braț la braț cu invalidarea, cu lipsa de atenție, cu lipsa de afecțiune, cu lipsa de empatie și poate stârni în celălalt mai multe reacții. Ori și partenerul sau partenera se resemnează și încep să aibă același comportament și relația încet încet se rupe. Ori ăsta devine anxios că nu înțelege de ce s-a îndepărtat și vine către el foarte prestant, toată ce vine prestant, ăsta e evitant, zice, domnule, nu, da? Și uite așa, relația care nu e conștientă și care, pe care nu o gândim, nu suntem, cum spun americanii, în mindfulness în relații, adică cu mintea plină acolo. Mă, ce trebuie să fac eu în fiecare zi? Păi, acum a apărut o nevoie, vine și îmi reproșează un lucru. A, lasă-o, mă, că e nebună. De multe ori auzim asta, da, în limbajul popular. Așa e ea. Așa e ea. Dar m-am săturat. Dar dacă nu stau să dau atenție și dacă nu, de fiecare dată să consider că relația asta e în primul an. E o soluție să consider chestiunea asta, pentru că în primul an suntem mai empatici, mai atenți, vrem ca celălalt să fie satisfăcut și așa mai departe. Îl vedem și îl auzim pe celălalt. Exact. Ulterior, când
apare sentimentul posesiunii și siguranța, nu mai facem lucrurile astea. Și atunci sabotăm relația de o manieră colosală. Trebuie să nu uităm așa, să dau un răspuns complet doamnelor de la machiaj. Cum individul are nevoi, da? Nevoile, dacă vrei, pe piramida lui Maslow, noi am mai discutat asta, mie îmi plac mai mult alea lui Robbins, al lui Anthony Robbins, da? Adică nevoia de certitudine, nevoia de iubire, de importanță și nevoia de incertitudine, da? Nevoia de incertitudine, în accepțiunea lui, înseamnă nevoia de nou. Uite, eu, de exemplu, am această nevoie în primele trei. Eu n-aș putea să fiu contabil niciodată. Aș muri, adică să stau la, cu tot respectul pentru contabil. Da? Eu am tot timpul nevoie de nou. Sunt pe drumuri, fac tot felul de lucruri. E, și relația de cuplu are nevoie de nou. În special, dacă vrei, pe zona intimă, că de asta a apărut și noțiunea de sapiosexualitate. Ok? Deci, nevoia cuplului de nou este o nevoie care trebuie satisfăcută. Să se întâmple, să ieșim din rutină, să facem, să fim de acord ca ambii, să facem lucruri noi, să mergem să vizităm anumite chestiuni, să facem diverse activități, să ne tratăm diferit. Da? Nevoia cuplului de nou menține, este una din cheile succesului a la lung, că tot a venit discuția despre cuplurile mature, 15-20 de ani. Definește mai bine, te rog, sapiosexualitatea. Noi am învățat, vezi, asta a fost o chestiune extrem de păcătoasă de-a lungul vremii, dacă luăm generațiile din urmă, pentru care zona asta intimă a reprezentat o rușine. Nu am înțeles niciodată de ce un lucru care ți-aduce o satisfacție, ți-aduce exultare la nivel fizic, e o rușine. Și okay? Energetic. Și de, și de toate felurile. Și atunci... educația noastră, a decrețeilor în special, că termenul ăsta foarte uzitat, a fost în spiritul ăsta. Și noi am vorbit, de multe ori auzeam cupluri care spuneau, aseară am făcut prostii. Adică, da? Bun. Ulterior lucrurile s-au schimbat și ne-am dat seama că de fapt e parte integrantă din viața noastră și de fapt este unul dintre cei trei piloni care susțin funcționalitatea cuplului. Relația funcțională are așa, relația de prietenie cu tot ceea ce înseamnă ea, empatie, încredere, respect și așa mai departe, are zona asta sexuală și sapiosexuală și are un obiectiv comun, adică o proiecție în viitor. Dacă cuplul are aceste trei elemente, el are o bază, e funcțional. E, gândește-te că ponderea e de 33,3 perioadă cât e la sută. Adică pilonul ăsta al sexualității și al sapiosexualității e extrem de important. Sapiosexualitatea este, de fapt, tot ceea ce ține de zona eros, nevizând actul fizic în sine. Da? Tot felul de fantezii, tot felul de discuții, tot felul de noi trenduri care au apărut în materie de eros, tot ce ține de eros al cuplului, care nu vizează în mod direct actual, da? Acum au apărut mesaje, tot felul de stiluri de comunicare între parteneri, care incită, care aduc picanterii în cuplu. Asta e zona de sapiosexualitate. Practic, e mai mult o excitare de... mentală. Exact, decât practic fizic. Nu vorbim de uniunea din pat de la final de zi, vorbim de cum începe ziua și tot ritualul ăla. Și de punctul sensibil din creier, de fapt. Exact. Păi, acum mi-a ridicat-o la fileu, știi că e vorba din popor, îi mai ierți că intră încălțat în casă dacă zona asta este la superlativ. Depinde pe ce pune valoare cuplul respectiv. Și iarăși, uite, legăm subiectele așa, ți-am zis că e ca un puzzle, da? În momentul în care noi avem niște repere clare, niște sisteme de referință clare în cuplu, ele pot să vină ca antidot la ceartă, de exemplu. Da? De foarte multe ori am auzit de sexul de împăcare, dacă vrei. Da? Sunt cupluri care au acest ritual. Dar acolo e cu dus întors, pentru că de dragul împăcării provoacă ceartă. E sănătos? Poate să fie o somatizare asta, dacă vrei să numim așa. Adică, uite, de exemplu, cum copilul, ca să-și aducă părintele acasă, somatizează, îl doare burtica, plânge. E posibil să întâmple și lucrul ăsta. Da, nu prea m-am lovit așa de să intri încălțat numai ca să beneficiez de sexul de împăcare. Dar probabil că există tot felul de tertipuri în relația de cuplu care... Și totuși, cei care sunt implicați, maturii care sunt implicați în cupluri longevive, spun că este chestiune de noroc să dai peste omul potrivit.
Pentru ce mine spune norocul, psihologul în legătură cu norocul în cuplu? Reamintesc, tu știi foarte bine. Formarea mea este în terapie cognitiv-comportamentală, adică matematica psihologiei. Respect orice fel de formă de terapie, respect noțiunea de soartă, destin, Dumnezeu, absolut orice, dar nu rezonez cu ceea ce înseamnă noroc. Mm-hmm. Da? Toate chestiunile sunt urmare a acțiunilor noastre, a comportamentului nostru. Și dacă noi astăzi am ajuns la un rezultat, este pentru că toate exercițiile, toate funcțiile dinainte au fost zămizlite în așa fel încât rezultatul să fie ăsta. Un cuplu care are acest noroc a avut grijă de la început să nu piardă din vedere. În primul rând e clădit pe niște valori comune. În primul rând își doresc de la viață mai mult sau mai puțin aceleași lucruri. Da? Poate încrederea, poate empatia, poate sinceritatea, poate au reprezentat puncte comune și s-au bazat pe ele. A fost, dacă vrei, eșafodul ăla, a fost geamandura pe care s-au sprijinit amândoi. Și plecând de aici, nu au pierdut foarte mult, că mai pierzi din vedere anii, sunt mulți, da? Uh-huh. După 20 de ani, nu poți să fii în continuu conectat acolo, mai e și mediul extern. Sunt tot felul de inflexiuni, uh-huh. Da. Etape, se întâmplă ceva la job, pierzi un business și așa mai departe. Evident că le aduci acolo și influențează starea ta emoțională, care se răsfrânge inclusiv asupra partenerului. E foarte greu să menții un tonus și un trend în relația de cuplu 20 de ani. Uh-huh. Dar acele lucruri, geamandurile alea care au ținut cuplu, ideea că fiecare și-a montat acest soft să lupt, că tot ai adus, da, e o luptă. Am prieteni din Breazlă care nu agrează deloc termenul luptă. Dar e o luptă în primul rând cu tine, nu cu celălalt. E o luptă cu tine ca tu să fii conectat la cuplul respectiv, să ți-l dorești. Da? Să-ți dai seama că dacă tu, de exemplu, 3 ani de zile ai muncit într-un fel sau altul, ai lăsat de la tine, ai încercat să înțelegi, ai plâns, ai râs, te-ai împăcat, e păcat ca la un moment dat să dai cu piciorul după o construcție care a ajuns deja la etajul ăsta, ca să o iei de la zero să faci ce? Acolo e doar o groapă. Tu nu știi dacă groapa aia are nisip sau pământ unde să pui o altă bază, o altă temelie. Așa că mai bine pleci de la etajul 1 și continui. Dar ideea e că trebuie să fie 2 constructori. Uh-huh. Dacă unul pe sistemul românesc stă cu mâinile sub ceafă și nu lucrează, iar celălalt trage de zori, la un moment dat ăsta va fi obosit și va claca și construcția aia nu mai înaintează. Bun. În mentalul colectiv, în zona asta de lume, în sud-estul Europei, da, există sindromul fefeleagă. Așa. Femeia să care, să facă, uh-huh, să dreagă și bărbatul, apropo de stat cu mâinile sub ceafă, să stea cu berea în mână la meci. Nu știu, iar sunt exemple puerile, dar sunt puerile, să ne punem deloc fantezia foarte, la... Sunt foarte bine... De ce stă femeia fefeleagă acolo, deși își dă seama că e nefericită, nu e respectată, e îmbătrânită, e stoarsă de puteri, nu primește nimic? De fapt, ea din ce trăiește, din ce se hrănește 30 de ani, dacă vorbim de cuplurile longevive? A zis de minge la fileu mai devreme. Păi o minge la fileu mai bună decât asta nu există. Așa cum acest curent a venit peste noi de când ne știm, da? Cu mama care este submisivă, tace, aduce sacoșa, nu știu ce. Eu vreau să spun așa, că dacă urmărești astăzi Instagram-ul sau social media, o să vezi că tiparul femeii a venit un nou prototip care nu prea mai are nimic de a face cu asta. Care stă în relație cu niște așteptări de altă natură și care a venit să contracareze modelul fefeleaga cu vânt în vele, înțelegi? Adică vine pe niște cai mari. Sunt femei care își doresc, și nu numai femei, da? Pentru că, mă rog, ai pus tu, vorbit, da. Dar în general, oamenii astăzi înțeleg un lucru, că viața e scurtă, că nu merită să mai faci niște compromisuri și să lupți aici, pentru că mai bine te duci acolo și pui pe construcția aia despre care vorbeam noi metaforic. Nu te mai chinui să clădești un bloc. Ai pus un cort, te bucuri, faci niște petreceri, vin niște oameni pe acolo cu niște mașinuțe, cu niște steaguri. Un foc de tabără, un grătar. S-a dărâmat cortul ăla, mai pui altul. E mai distractiv așa și pentru foarte multă lume, fără un fundament, fără valori, fără să-și dea seama că de fapt te trezești la 40 de ani și ai doar un cort. Dar de fapt e povestea celor 3 purceluși, cum cam ce-au așa construit ei casele. Cam așa, dacă vrei, da? Trendul e mai mult în zona asta astăzi, da? Pe
hai să ne trăim viața, vom vedea noi ce s-a întâmplat și ne trezim ulterior, pentru că toate duc acolo. Nu suntem noi în măsură, indiferent cât am fi de învățați, cât am fi de docți, de înțelepți, până la urmă, adevărul știi de unde vine? Din gura bătrânilor. Pentru că ei au apucat să traverseze toată perioada. Ei când au ajuns la 50, 60, 70 de ani, evident că au 20, 30 de ani de experiență în plus față de noi și au văzut mult mai multe lucruri. Și ce spun toți cei ajunși acolo? Că toate aceste valori efemere, da? Dispar, se pulverizează și ceea ce rămâne, rămâne de fapt ceea ce a trecut pe aici. De fapt, pe aici, că aici e doar metaforic, aici este externul, da? Sistemul limbic, sistemul emoțiilor este aici. Faptul că tu ai avut o relație care să te împlinească, care să te fericească, care să te, pe zona aia de care vorbeam eu, de homeostazie, la un moment dat o să cântărească atât de mult în viața asta, încât toate aceste corturi albastre, verzi, tot ce vrei tu, dispar ca o hologramă. Da? Ceea ce este cel mai important, ne povestesc, ne spun cei care au trecut cu adevărat prin viață. Bun. Construiești acolo, da, casă, familie, ajungem, da, la 30-50, da, de ani de căsnicie, da, dar mai pui și cât un cor din când în când. Mai faci un foc de tabără, da, și în partea cealaltă. Dar împreună cu constructorul, că dacă îl pui, nu, separat... Nu, păi îl pui separat, că despre asta vorbesc. Tu ai tu construcția acolo, casă, masă, nevastă, mai pui cât un cort, mai vii acasă și te bucuri de casă. Păi da, știi, dacă vorbim de infidelitate... Pe de termen frecă, lung. Pe termen lung. Înseamnă așa, că de foarte, foarte multe ori există nevoi nesatisfăcute, nediscutate, sau discutate și la care nu s-a ajuns la niciun rezultat, și după o perioadă lungă de timp, în condițiile în care tu vezi că nu mai poți să scoți nimic din cuplul ăla, aici oamenii se împart pe două categorii. Cei care au demnitate și spun, ok, nu mai sunt satisfăcut în relația de cuplu, trebuie să pun punct și să caut altceva, sau cei care o joacă mai mișelește, da? O joacă la două capete și, mă rog, își găsesc variante alternative. Nu este altceva decât urmarea unei relații disfuncționale. Că... Iarăși, dacă tot ai vorbit despre ziceri din astea, eu am o chestie în care cred cu tărie. Câinele nu pleacă din fața măcelăriei, da? Niciodată nu îndrăznești să riști o relație care te împlinește. Bine, nu 100%, da? Pentru o aventură de o noapte care să dărâme tot acest bloc, adică vrei să pui un cort o zi și zici, bă, dar poate ăsta să dărâmă, are 7 etaje. Am ajuns într-un punct strategic al vieții, pensionare. Oho. Da? Oamenii au avut proiecte comune, respectiv copiii au fost proiect comun, achitarea creditului, un business, habar n-am, toate astea au fost proiecte comune, care la un 50-55 s-au cam încheiat. Copiii și-au văzut de viața lor și sunt bine mersi, nu mai avem rate comune, nu mai avem nimic de dat. Povestea este că, rămânând la pensie, eu nu mai sunt 12 ore la serviciu și nici tu, și mă uit la tine după 30 de ani și zic, Costele, dar tu cine ești? Multe țări, Franța, Italia și Elveția, știu, sunt niște statistici uluitoare, acolo se produce ruptura. La 55-60, acolo e o ruptură uluitoare. Bun. Ce ai mâncat dimineața? Că ești inspirată pe subiectele astea. E o altă minge la fileu asta. Și e un subiect pe care nu-l vorbește nimeni. În momentul în care am ajuns la pensie, ca și când, uite, asta este ușa de la ultima cămară, în față e ecran negru, pe acolo trebuie să treci. Ia loc și așteaptă. Asta e viziunea foarte multor dintre oamenii care ajung. Deși din momentul în care au ieșit la pensie până la momentul în care trec dincolo, câteodată sunt și 40 de ani. Asta jumătate spun de viață. Și atunci, dacă noi am avea într-adevăr o altfel de psihologic, o altfel de viziune, dacă am fi educați din timpuriu, da? Păi atunci ne-am frecat mâinile și am zice, bun, am scăpat de credite, de copii, ducă-se, sunt la casa lor, hai să ne bucurăm de chestia asta. Dar sunt foarte mulți oameni care, la noi, sportul ăsta național al victimizării, da? Într-adevăr, la o anumită vârstă apar tot felul de dureri. Sunt total de acord cu asta. Dar avem tendința asta de a face ca principal obiect al discuțiilor noastre afecțiunile fizice. Da? Da, clar, ne întâlnim ca să ne lamentăm. Exact. Dacă tu stai între ei pe bancă, între pensionari, povestesc de medicamente, de moarte, de dureri și așa mai departe. Pe mine mă doare capul, eu mi-am făcut și transplant de jumătate de cap.
Și atunci, e de laudă, fraților, da. Hai să schimbăm puțin optica. E clar, cu toată compasiunea apar aceste afecțiuni. Dar gândurile noastre, dacă ar fi direcționate strângând din dinți către o zonă pozitivă, da? Hai să încercăm să mergem colo, să ne bucurăm de cutare peisaj, să mergem în Herăstrău, să facem o plimbare și așa mai departe. Poate că te ține departe de acele gânduri negative care automat îți induc o stare negativă. Că tu dacă gândești negativ, cum poți să te simți? Negativ. Și simțindu-te în continuare negativ, e un cerc vicios, da? De asta spun, la vârsta a treia există o altă poartă decât asta către camera neagră, mai pe ocolite, așa, da? Unde poți să pui tu niște floricele, poți să te bucuri cu mijloacele proprii, că o să vină foarte mulți, să zicem așa, pensionari și o să spună, da, dar tu nu știi greutate. Ok. Doar că în orice drum poate să fie o călătorie. Nu faci un drum până la pâine, faci o călătorie până la pâine. Vezi câinele, vezi copacul pe care nu l-ai văzut până atunci. După 30 de ani în care noi am format o familie, da, cu un scop comun, da, ne trezim că nu mai suntem familia cu scop comun, suntem un cuplu care nu se mai cunoaște. Dar de ce nu schimbăm scopul? L-am avut pe ăla până acum. Hai să avem, după ce au plecat și am scăpat de credite, hai să ne schimbăm scopul, că e nevoia de nou al cuplului despre care vorbeam. Ne așezăm la masă și spunem, Ioane, Vasile, ce facem? Că au plecat, un scop comun poate să fie ulterior și este în foarte multe familii, cel puțin din România, zona asta de ajutor a copiilor cu nepoții, da? Păi scuză-mă, dar ce e mai frumos și mai plăcut? Adică chiar îți colorează viața. În momentul în care ți-au plecat copiii de acasă și ei la rândul lor au copii, tu să fii de folos. E o bucurie care te distrage și de la afecțiunile fizice și de la tristețe, de la absolut orice. Deja, by default, avem această oportunitate să ne transformăm în a doua pereche de părinți pentru nepoții noștri. Dar nu cu forță, doar când ni se cere ajutor. Da, acum cazurile aici sunt de tot felul. Sunt și oameni care refuză să dea mână de ajutor copiilor pe principiu, pe mine nu m-a ajutat nimeni. Depinde ce-ți dorești, de asta vreau să spun. Long story short, până la urmă oportunități avem. Dacă noi avem creativitate, bun sens, bun sens, în sensul în care hai să găsim soluții. Suntem foarte preocupați la a dezbate cauzele, de ce, cine a greșit, dreptatea. Oamenii tot timpul sunt cu privirea înapoi. Da? Păi cum pot să înaintez? Pot să mă împiedic de masa asta în orice secundă. Dacă aș lăsa chestiunile astea în spate, hai să vedem ce facem, ce soluții avem. Cu siguranță că drumul ar fi mai lezne, nu? Bun. Suntem pe ultimele minute, da? Cum reaprind focul oamenii după 25 de 30 de ani? Tot din sursă sigură, știu, nu mai simți, domnule, fluturi în stomac. Ție drag, te uiți la el, dar focul ăla din un dormitor nu mai există. Dar ăla nu-l mai simți nici după, nu știu, după 2-3 ani de zile, pentru că, acum, neuroanatomic, fluturi aia sunt expresia dopamine, în exces, da? Cine înțelege ca relația după perioada asta de îndrăgosteală să o transforme în ceva bazat pe respect, pe empatie, pe încredere, pe toate valorile, da? Și să fie un parteneria din care își culege foarte multă satisfacție. Clar apare rutina, dar tu ai spus niște chestiuni la început, nu foarte, să zicem așa, pe ceea ce vreau eu să ilustrez, dar tangențial. Devii corp comun cu persoana respectivă. Exact. Și aici am un exemplu grăitor. Oamenii în vârstă, 70-80 de ani, în momentul în care pleacă unul pe lumea ilaltă, celălalt nu mai rezistă mult. De ce? Pentru că există o metamorfoză, da? O simbioză între corpurile lor, gândesc la fel, simt la fel. Da? Ăsta e răspunsul. E imposibil ca după 30 de ani, oamenii ăștia care formează un corp comun, da? Da, nu mai simt fluturi, dar nu se mai poate unul fără celălalt, că e ca și când mi-aș smulge mâinile. Da? Dacă cineva are curiozitatea și nu se mai simte ok, să încerce la vârsta aia să trăiască 2 luni fără partener, că să ducem în câmpământul. Bine, între paranteze, ca partenerul să nu fie extrem de nociv, alcoolic, infidel. Da, clar, punem cumva în normalitate. Media firească. Da? Bun. Un ultim sfat pentru cuplurile care sunt de 25 de 30 de ani împreună, chiar și mai mult. Acum, pe final de emisiune, cum să privească ei viața împreună, viața de cuplu, la pensionare? Cu creativitate. Cu creativitate. La pensionare, în momentul în care te uiți către ecranul ăla negru,
n-are cum să ți se pară nimic frumos. Dacă partenerul tău care braț la braț, cu care braț la braț ai ajuns până acolo, asta spune ceva. Înseamnă că sunteți compatibili pe marile concepte, da? Adică sunteți de acord oarecum cu marile concepte. Atunci, cu creativitate, încercați să găsiți alte coridoare către a călători mai mult. Cu mijloace puține se poate lucrul ăsta, da? Către a face niște lucruri, poate n-a făcut nimeni vreodată voluntariat. Către, da, curiozitatea de a te duce, sunt copii abandonați la maternitate. Cunosc doamne, au fost în terapie la mine, au o plăcere extraordinară să îngrijească de foarte mulți copii care sunt născuți în maternități și abandonați acolo. Și au nevoie de ajutor, da? Să fie dat o mână de ajutor la... Mi-a venit acum, gândindu-mă la o doamnă pe care am avut-o în terapie și era extraordinar de mișcată pentru chestia asta. Sunt extrem, dacă suntem creativi și dacă ne dorim cu adevărat ca viața noastră să aibă culoare și să aibă parfum, putem să găsim soluții. Dacă ne uităm doar la ecranul ăla negru sau la poarta aia prin care urmează să trecem, viața va fi un calvar. Psiholog Eduard Puiu, mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile pe care le-ai dat pentru toți oamenii care sunt în cupluri funcționale de foarte mulți ani. Ce am înțeles eu astăzi este că poți să fii fericit chiar și atunci când ești la pensie. Contează exclusiv cum îți construiești tu cuplu, cum te construiești tu pe tine pe interior și contează viziunea comună pe care o ai împreună cu partenerul tău. Până data viitoare, căutați-ne pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Veți găsi acolo mai mult de 100 de ferestre către o viață trăită ușor, frumos și bine.